Romani, capitolul 12, voi citi primele multe țări, poate în Biblie, 1106. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădulare, n-am toate aceea slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite darul. După darul care ne-a fost dat, cine are darul prorocie să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește, să cârmuiască cu râmnă, cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. În Israel erau probleme. Ozea murise, tronul era liber, erau intrigi, lupte, așteptări și Isaia are o vedere. Deasupra scaunului de fildeș vede pe Dumnezeu pe un tron de domnie mare și înalt. Și orile mantei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui, fiecare în dreapta de 6 aripi. Cu două acopereau picioarele, cu două acopereau fața și cu două zburau și strigau unul către altul. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, plin este pământul din mărăția Lui. Și spune Isaia să zguduia ușor ușe de clasă care vorbea și templul s-a umplut de fum. Și atunci Isaia spune, vai din mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul oștirilor. Și în momentul era un serafim cu un crește în mână, zboară iute pe altar, ia un cărbune, îl atinge pe Isaia și spune, îndepărtez nelegiuirea. Aș vrea ca în seara aceasta Domnul să îndepărteze nelegiuirea noastră. Amin. Predicatorul să aibă buze curate, cântăreță să aveți buze curate, amin. Și cei care se ridică să vorbească, să le dea Domnul buze curate. Amin. Sunt pentru prima dată aici, mă bucur că sunt aici. N-am vorbit cu Aicloie încă, ca să știu care sunt problemele voastre, dar am primit o recomandare, dacă se poate, frate Dragoș, și e a doua oară când mi se întâmplă lucrul acesta. Cândva am fost invitat într-o biserică la o evanghelizare. Eu nu sunt evanghelist, am mai spus-o, cel mult sunt învățător. Acum știu că învățătura mea s-ar putea să vă obosească. Era ceea ce sugera fratele Doru, că să predic un pic și apoi voi să vă odihniți în timp ce cântuie. Deci el era clar că eu o să vă obosesc, nu? Dacă eu îi adorm, n-am de decât să-i treziți voi, fiecare cu slujba lui. După o zi de lucru, un studiu nu-i foarte bine venit. Dar când am fost chemat la aceea evanghelizare, eram programat, frate, dragul, joi vii la noi la evanghelizare. De regulă refuz evanghelizările, că nu-mi slujba mea. Dar când ajung joi acolo, îmi spune, frate, dragul, ce s-a întâmplat? Ieri, miercuri, a venit un frate din Ardeal, noi l-am chemat la evanghelizare. Și în timp ce predica se oprește, și fiind proroc, spune, mi-a arătat Domnul că sunt mai mulți bolnavi aici pe care vrea să-i vindece. Cine vrea să-l vindece, Domnul să vină în față. Întrerupe slujba de evanghelizare, vin bolnavi în față, se roagă și Dumnezeu îi vindecă. Dar spune, Domnule, dar erau cazuri cunoscute, de ani în sine, în adunare, deci nu-i spectacol. De multe ori oamenii iubesc spectacol. Și predicatorii mai fac spectacol, și cântăreții mai fac spectacol, că ne trag la firea noastră. Dar omul ăsta nu a făcut spectacol, Domnule. Lucrări mândite. Și-a plecat acasă foarte bucuros. Când am ajuns eu a doua seară, spune, frate, nu mai predici de evanghelizare. Ai un studiu despre vindecarea bolilor. Fiind, eu cunoșteam înclinația mea spre studiu și-o trebuie să predic despre vindecare.
Fratele Doru mi-a spus un lucru acasă. Dar noi a fost o revărsare de Duh. Frații au făcut străduință. Domnul botezat cu Duhul Sfânt. Biserica e înflăcărată. N-ai putea să ne explici de fapt ce s-a întâmplat. Și atunci mi-am propus în seara asta să avem o învățătură despre lucrarea Duhului Sfânt. Nu știu ce voi predica mâine, voi mâine, știe Domnul, dar în seara asta să abordăm puțin lucrarea Duhului Sfânt, care e foarte importantă în adunare, frații. Și umplerea noastră cu Duhul Sfânt e foarte importantă în slujirea noastră. Amen. Eu prețuiesc slujirea fiecăruia. Dom'le, sunt predicatori extraordinari, cântăreți foarte buni, oameni care slujesc, păstori, care hârmâiesc adunarea Domnului extraordinar de bine. Dar nimeni și niciun om nu poate lua locul Duhului Sfânt. Rețineți? În adunare în care vin, sunt o adunare în la țară. Și avem și noi un pic de cor, un pic de orchestră, un pic de cor bărbătesc, acolo ce avem, așa. Și ne străduim să lăudăm pe Domnul. Dar toate formațiile muzicale, toți predicatorii, toți recitatorii, toate serile care le facem noi, nu ne putem avea slujbele astea în locul Duhului Sfânt. Că până la urmă vine o vreme când nici cântarea nu te mai ajută, nici predica nu te mai ajută, nici cârmuirea unora nu te mai ajută, ci e nevoie de intervenția Duhului Sfânt. Azi vine. Nu mai departe decât alaltă ieri, miercuri, am trebuit să stăm în fața unei surori, o bună cântăreață, foarte bună cântăreață, renumită, care în adunarea mare în care ea slujește, are implicații pe linie muzicală, dirijor de cor, de orchestră, se ocupă de copii, care a avut un moment de rătăcire a minții. Nu vă spun manifestările ei, că nu mi-e dat mie să vă spun, dar după câteva zile în care soțul și-o dat seama de tragedia asta, o intervenit frață, s-a rugat, o pus-o pe mașină, au călătorit mii de kilometri și au dus la niște frați. Cântarea ei, care i-a cântat grozav de frumos, și toate intervențiile fraților nu mai aveau niciun rost. Am încercat să stau de vorbă cu ea, am vorbit o vreme, aproape că n-avea ce de înțelege. Nu recunoștea persoane, e bărbatul ei. Și atunci eu erau acolo un grup de frați prezent, au intrat la rugăciune și Dumnezeu a vindecat atunci. Eu și azi am vorbit. Măi, ce cu sora? E bine, gata, s-a rezolvat problema. O pleca înapoi, undeva într-o biserică, de diaspora. Și am spus cât e de important Duhul Sfânt în viața noastră. Că dacă eu vin bolnav la adunare, și abia mă târâți până aici, voi aveți un program grozav, poate încântat de frumusețea cântărilor, pentru o vreme uit. Dar când ies din adunare, mă duc tot bolnav acasă, o fost frumos. Poate eu am o predică pe 7 puncte, structurată, grozavă. Dar dacă tu pleci tot bolnav acasă, ai probleme cu soțul și tot le ai și mâine, ai copii care nu te ascultă și nu te ascultă nici mâine, atunci, cât e de mare folosul din slujirea noastră fără Duhul Sfânt? Aș dori ca în seara asta Duhul Sfânt să vă vindece boalele. Aș dori ca Duhul Sfânt să vă rezolve problemele de familie. Aș dori ca Duhul Sfânt să rupă legăturile păcătoase. Amin. Și Duhul Sfânt să ne sfințească. Amin. Mi-am propus în seara asta să am o abordare a lucrării Duhului Sfânt. Pentru că eu am fost și recomandat asta, dar încă un lucru vreau să vă spun. Ce predic eu aici, mai predicat. Poate sunt pe internet. Pentru că eu, în ce privește lucrarea Duhului Sfânt, știu că voi avea și împotrivire la ceea ce voi spune. Eu respect încredințarea fiecăruia și nu decât să-mi spun părerea mea. Ce am înțeles eu din Scriptură, din experiențele personale, din anumite cărți se tratează problema pneumatologiei și din experiența altor frați, că am fost curios și am întrebat, măi, cum e cu prorocia, măi, cum e cu vorbirea în limbi, cum e cu darurile astea? Și din toate astea, eu mi-am făcut o părere, o idee, pe care cu respect vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră. Nu folosesc pe nimeni să creadă ca mine, dar aș vrea în același timp să argumentez predica mea cu versete din Scriptură. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Spunea fratele Doru că am vorbit o dată despre nașterea de copii. Și după ce am vorbit despre nașterea de copii, așa cum am înțeles eu, le-am spus dacă cineva are altă părere, discutăm. Dar eu la fiecare
gând și idee, am versete din Scriptură. Și cei care gândesc altfel, îi dreptul lor. Dar să-mi spună și versetele cu care vin. Amin. Și în urma predicării, au fost în adunarea aceea, adunare mare, peste 1000 de membri, o ședință de comitet, nu pentru asta. Dar s-au discutat și problema predicii mele. Și un frate spunea, bă, e bun, dar un pic fanatic, un pic, dar e prea conservator, e prea legist, e prea așa. Și s-au ridicat un frate cu greutate și s-au spunea, băi, fraților, mie nu-mi place cum o predica fratele Dragoș. Mie îmi place cum predicați voi. Dar omul ăla a dat 100 de versete și voi nu dați niciunul. Și atunci eu aș vrea ca toate gândurile noastre și despre lucrarea Duhului Sfânt să fie argumentate cu Scriptura. Amin? Mi-am propus, deci, în primul gând, să vorbesc ceva despre calitățile omului care aspiră la darurile Duhului Sfânt. Pentru că Biblia vine 1 Corinteni și spune umblați după darurile cele mai bune, pe darul duhovnicie, dar mai ales prorocit. Deci umblarea, râvnirea, cererea acestor daruri, după Biblie. Dar hai să ne uităm puțin la omul. Cum trebuie să fie omul pe care Duhul Sfânt să-l umple, să-l călăuzească și să-l folosească în folosul semenilor săi. Am atins pentru asta Roman, capitolul 12, voi vorbi din primele 3 versete. În versetul 1 spune așa, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, mie îmi place să vorbesc despre darurile Duhului, despre roada Duhului și implicit despre călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. Acum, când vorbim despre Duhul Sfânt, vreau să fac o precizare foarte clară. Cum trebuie să arate omul acela pe care Duhul Sfânt îl folosește? În primul rând, noi suntem o trinitate. Pavel spunea 1 Tesaloniceni 5:23 și Dumnezeu păcii să vă sfințească însăși pe deplin. Duh, suflet și trup. Simplificând împărțirea aceasta, 2 Corinteni 4:16, Pavel spune omul de afară și omul de înăuntru. Omul de afară e trupul nostru, așa cum mă vedeți. Culoarea părului, aspețe, greutate, timbru, voce, mimică, asta e omul de afară. Un om care dorește să fie umplut cu Duhul Sfânt, să-L folosească Domnul în exercitarea darurilor Duhului Sfânt, în primul rând, trebuie să-și pună la dispoziție trupul pentru Domnul. Pentru că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 6:18-19. De aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său, dar trupul vostru e templul Duhului Sfânt. Fraților, Duhul Sfânt nu are buze, nu are limbă, nu are gură. Duhul Sfânt folosește mădularele noastre atunci când se manifestă. Deși în vorbirea în limbi și în prorocie și în celelalte daruri, Duhul Sfânt folosește gura mea, limba mea, buzele mele. Ori eu trebuie să pun trupul la dispoziția Duhului Sfânt. Amin? Amin. E prima condiție. Cine e dispus pentru aceasta? Toți vor daruri, toți vor umplere cu Duhul Sfânt, toți vor să se manifeste Duhul Sfânt prin ei, dar cine plătește prețul? Cine aduce trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu? Să ne ajute Domnul. Amin? Amin. Am întâlnit un frate care a venit la mine și a spus așa, frate Dragoș, este biblic și te rog să o faci. Caută niște frați duhovnicești, niște proroci, niște oameni al lui Dumnezeu, să vii la noi la adunare, să se roage cu punerea mâinilor pentru comitetul adunării, pentru ca Domnul să lasă darul de Duhului Sfânt. Și am spus, e biblic. E foarte biblic. Dar
Dar eu știam că omul ăsta vine foarte rar la adunare. Și a spus, măi, eu fac, dar spune-mi, te rog, de ce ai tu nevoie de darul de Duhului Sfânt? Ca să mergi prin grădină, că era vara, să mănânci cireșe, îți trebuie darul de Duhului Sfânt. Ca să lipsești de la adunare, îți trebuie darul. Îți trebuie darul ca să dormi cu el în pat, să trezești dimineața. Dar ce-ți trebuie darul dacă trupul tău nu îl pui la dispoziția Duhului Sfânt? Acum, dumneavoastră, o să faceți probabil în viitor apropiat rugăciuni pentru darurile Duhului Sfânt. Dar eu vă spun, acei care doriți ca Domnul să vă dea darul din Duhul Sfânt, trupul vostru sfânt, curat și la dispoziția lui Dumnezeu 24/24. Amin? Amin. Am câteva întâmplări, multe. Am selectat câteva care îmi vin în minte și le-am povestit fraților. Un păstor de la noi, de la adunare și prieten bun, stă cu un nepot. Părinții lui sunt de la Rusia, în brațe. Un nepot care se îmbolnăvește, plânge 3 zile și 3 nopți, îl duce la spital, n-are ce face și îl dă acasă. La ora 11 noaptea, el vine la mine și spune, frate Daruș, hai să duc copilul ăsta la unge, de ceva. Doctorul n-au ce face și nici nu copilul meu, iar cum n-am. Știți cum e. Era la tata la obținut de opta mea, un om cu dar de vindecare, un presbiter, un proroc, la 15, 16, 20 de kilometri la Botoșani, încolo. Și eu spun, hai, sui la mașină, plecăm amândoi cu mașina, pleacă copilul, nu știu dacă mai fost cineva cu noi, până la Botoșani, o oră și jumătate, copilul răpit în continuu. Am crezut că moare mașina. Când ajung acolo, îi spun așa, măi, mă rămâneți în mașină, eu mă duc să trezesc pe moșul, la 12:30, 1, mai noaptea. Eu mă cunosc mai bine. Când mă duc la portiță, fratele Jean îmbrăcat cu pălării, din cap, sta la portiță. Pacea Domnului, frate Jean, pacea Domnului, dau mâna, te mai veniți în oasă. Coboară, pacea Domnului, pacea Domnului. Suntem jumătate de minut de vorbă, dar el spui pe roată, se spune, măi, aveți un copil bolnav. Unde, băițelul? Dar noi n-am dat telefon, moșul n-am dat telefon mobil și de astea. Zic, frate Jean, dar de unde știi că avem un copil? Măi, eu dormeam și a venit Duhul Sfânt și mi-a spus să mă îmbrac. Că voi veniți cu un copil bolnav. Și să mă rog pentru el. Și eu zic, dar duceți copilul. A dus copilul, s-a rugat, l-a vindecat Dumnezeu, nu mai plâns, acum a intrat și mai n-am carier, câți ani de zile de atunci. Eu vă întreb altceva. Când vă pune Duhul Sfânt în demn noaptea, atât să faci. Coboară pe marginea 4 și roarte pentru adunare. O face? Omul ăsta s-a trezit, s-a îmbrăcat, s-a spălat și a spus Duhul Sfânt să pregătească. Mai cunosc tot la fratele ăsta, i-a spus Duhul Sfânt să se ducă până în satul Brană. 30 de kilometri în viscol și ger de crăpau lemne. Și el s-a eschivat, Doamne, că nu pot, și-a pus Dumnezeu un foc în el, du-te! O mai luat încă doi frați. Și când a ajuns acolo, a ajuns într-un sat unde nu era niciun pocăit. O bătut la o poartă și a spus, măi, mi-a trimis Dumnezeu la voi. Și a spune omul ortodox, dacă vă trimis Dumnezeu, poftim, hai, veniți aici. Și frații au cântat o cântare, s-au făcut o rugăciune, gazda spune, stați așa, că mai am cu mătre, fii, naș, vecin, și o umplu casa. În seara aceea, toți care au fost acolo s-au pocăit și s-au făcut biserica lui Dumnezeu, în satul ăla. Dar eu vă spun, cine se duce 30 de kilometri prin viscol, noaptea, prin cer, că eu a spus Duhul Sfânt să facă asta. Nouă ne place slujirea asta din parat, și mie îmi place să predic. Da? Chiar îmi place să predic. Și vouă vă place să cântați, da? Și vouă vă place. Domnul mine cânteze. Dacă e o slujbă care îmi place mie la adunare, e corul mix. Ar trebui să spun ca păstor că îmi plac predicele și nu știu. Mie îmi place cântarea cu corul mix. Din clasa 8 am cântat și eu la cor, până în ziua când m-o dat de jos afară. Și încă avem cor acum. Corul nostru în adunare s-a făcut în 1964. Îmi aduc aminte pe mama, era o cântăreață extraordinară și cânta solurile. Și din 64 și până în 2016, corul cântă fără întrerupere și mulțumim Domnului. Nu vă uitați că sunteți puțini, sunteți buni. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea. Amin. Ce înseamnă cor? Repetiți, fii obosit, o muncă în plus, din jur. Știți ce înseamnă acum? Voi sunteți prea puțini ca să aveți vedete. Noi eram mai mulți la cor. Știți ce înseamnă? Și aici două vedete la cor. Când
El e cântăsorul, dacă nu cântă el, nu-i bun, știu, dă-te mai încolo și lasă-mă pe mine, știu. Odată eu așa am fost supărat că am făcut o remanieri acolo și a spus, dirijorul la noi era foarte tânăr, și a spus, măi, sunt aici în corul ăsta care nu cântă, vin așa, numai la parade, unde au îmbătrânit în cor, n-am interes. Și a spus, hai să facem o remanieri acolo. Bă, dar nu pot face eu. L-am chemat pe fratele Milucă Piu de la Rădăuță, un dirijor extraordinar cântăreț. Și-a venit și la o singură strigare din corul nostru a scos 50 aparat. Tu nu, o scos pe vodoi de care îmi părea greu, erau disciplinați. Am spus, băi, fratele ăsta n-are voce bună, dar vine la repetiție, e bun. Și i-am spus, Dragoș, tot viața am vrut să fiu șofer pe tine. Și nu reușesc să conduc nici Dacia. El, dacă e bun, se folosească Domnul om de bun. Și i-am spus eu, toate au fost buni, numai că la exmatriculare, ce e, o dat afară și pe nevastă din cor. Și zici, măi, eu te-am atunci, ai dat afară, măi, să ocupi cu altceva. Domnul să binecuvânteze corul mic. Și dacă voi veni încă o dată la voi să cântați atunci. Amin? Frate-vă, nouă ne plac darul de Duhul Sfânt. Ne place slujirea. Dar cine este dispus să-și pună trupul lui la dispoziția lui Dumnezeu? Că nu e așa de ușor. Câteodată e chiar dificil. Dar rog pe toți de aici, Domnul, să vă dea disponibilitatea asta. Amin? Amin. Mergem la versetul 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Atenție! Nu ne potrivim chipul veacului și nu intrăm în amănunte, că e altă predică. Eu vreau să ating ideea care spune să vă înnoiți în Duhul minții ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu. Un om, înainte de a fi gură, trebuie să fie ureche. Lucrarea profetică are două drumuri. De la Dumnezeu până la proroc și de la proroc până la biserică. Sau la frate și soră. Deci două drumuri. Odată vorbește Dumnezeu la proroc și odată vorbește prorocul la adunare. Dacă prorocul nu știe voia lui Dumnezeu, nu deosebește care e voia lui Dumnezeu, ce prorocie va avea el? Pavel spunea în Corinteni, dacă trâmbița dă un sunet încurcat, ce te pregătește de luptă? Eu le spun la predicatori de multe ori, măi fraților, dacă ție nu ți-e foarte clar în cap ce să predici, ce vor înțelege ei din adunare? Eu sunt pentru cercetare, pentru studiu, da? M-a întrebat altul, frate Dragoș, e păcat să înveți o predică pe de rost și o spui în adunare? Și le-a spus, măi, păcat. Dar nu-i păcat să înveți 100 de predici și să le spui în adunare. Marea mea problemă este când ajung într-o adunare. Eu am predicat în multe adunări, predicam la Betel, la Arad, odată, două, trei ori și întrebam în fratele Iosif Anca, măi, ce ai predicat la voi? Și el spune, băi, nu mă lăcăși, scrie. Și acum notez într-un carnet ce am predicat. Ultima dată când am fost, mi-am spus, am predicat acum a 78-a oară. Deci am de 80 de ori predicat într-o singură adunare. Domnul mi-a dat memoria asta că oricare predică de acolo pot predica în seara asta. Eu nu predic cu schiță, n-am nicio hârtie, nici un punct, nici o virgulă. Dar important e când ajung într-o adunare să predic nu ce îmi place mie și ce știu eu mai bine. Important e să predic ce le trebuie la adunare. Că lăuzirea asta, hrana de care aveți voi nevoie, că dacă pe voi vă dare capul și vă fac flexii la picioare, nu-i mare lucru, știți? Odată am fost în Somme și Urete de lângă Cluj, la o noapte de veche. Și frații mei au spus, frate dragul, dacă ești ei, predică ceva din mărturisirea păcatului. Avem persoane care au căzut, vin iar la adunare, cum vezi tu lumina Bibliei? Și am vorbit aproape o oră despre mărturisirea păcatului. Când am cătut adunare, vine un frate la mine să prezinte, eu auzisem de el, dar nu-l cunoșteam. Și spune, frate dragul, am auzit despre dumitare, am auzit că ești un predicator conservator, un om al lui Dumnezeu, în seara asta m-ai dezamăgit cu totul. Dar de ce, frate? Ai dat slobodul la păcat, fac fiecare ce-o vrut. Ce vrea? Măi, omule, stai să ne înțelegi. Dacă unul care are diabet, are diabet și face o criză diabetică și îi face un pic de insulină, l-ai salvat. Ăla e medicament.
Dar dacă la unul sănătos îi face insulină, l-a nenorocit. În seara asta mie mi s-a cerut să predic pentru păcătoși. Dacă tu ești sfânt, de ce te-ai bucat pe la predica mea? Dacă n-ai avut și n-ai niciun păcat, ce te-ai bucat la predica mea că eram numai pentru păcătoși? Apoi nu că n-am niciun. Apoi n-am mănâncă din plan asta cât ai tu. Important este să predic ce vă trebuie vouă. Important este ca omul care aspiră la darurile Duhului Sfânt care le cere, să fie tot timpul în voia lui Dumnezeu. Să cunoască voia lui Dumnezeu. Amin. Pentru că întâlneți am o povestioară frumoasă. La vincul de sus, vine un frate care a fost primar, rău, bătăuș. Și a venit dintr-o obligație. Și frate, când a văzut cine era adunare, i-a pus la predică pe cei mai buni predicatori. O cântat cântările cele mai frumoase la vicul lui adunare mare. Cele mai frumoase cântări. Și îmi spune fratele Vasile Chierba, m-a uitat la omul ăla impasibil așa, nervos, încruntat. Domnul, nici o tresărâne, nici un zâmbet, nici o nimic, ca o stană de piatră. S-a terminat slujba. Așa de dezamăgit am fost și la încheiere o soră se ridică, spune, fraților, înainte de a pleca, hai să mai cântăm cântarea când mergeai cu crucea în spate, scump mântuitor, o cântare foarte veche, nu știu dacă o știți. Cânta când eram eu copil și spune, măi, mă uit la omul ăsta. Când s-a cântat prima strofă, omul ăsta s-a deschis așa la față. La a doua strofă, a început să lăcrămieze. La a treia strofă, plângea. Când s-a cântat cântarea, s-a ridicat, s-a spus, fraților, primiți-mă și pe mine cu voi. Vreau să mă pocăiesc eu. Știi ce spune Ieremia? Dacă ar fi fost față la sfatul meu, ar fi spus poporului cuvintele mele ca poporul să se întoarcă de la calea lui Cearia. Eu spun predicator, înainte de a veni la vol, stați la sfatul Domnului. Cântăreți, înainte de a veni și cânta, stați la sfatul Domnului. Ce trebuie să cânt eu? Că o cântare are mare importanță. Omul ăla s-a pocăit la o cântare. Dar și la care cântare? Cântarea care Duhul Sfânt a spus-o cântă. Deci, înainte de a fi gură, eu trebuie să fiu ureche. Să înnoiesc mintea ca să pot deosebi voia lui Dumnezeu. Vă mai spun un lucru. Orice lucrare profetică are trei părți distincte. Are revelația, are interpretarea și are redarea. Deci, revelația. Duhul Domnului îmi arată în Duhul meu o viziune. Da? Și nu intrăm în amănunte. Poate mâine seară, poate altă dată, poate niciodată, vom vorbi și de prorocie. Dar mi-a arătat Domnul. Eu dau un exemplu. Am văzut un cal alb. Bun, acum întrebarea e ce înseamnă calul ăla? Că dacă eu am revelația de la Domnul, dar de la Domnul, Domnul mi-a arătat, dar nu mi-au spus ce înseamnă, unii greșesc că dau interpretarea lor. Băi, eu mă gândesc în calul alb ar trebui să fie. Și spune, frate, mă, ce-mi-a arătat Domnul? Și ăla spune, nu-i de la Domnul. Pentru că nu-i problema lui. De aceea, ăla care are revelația, să se roage Domnul să aibă și interpretarea. Ce înseamnă asta? Ce ți-a spus Domnul ție? Asta înseamnă să te așezi sub voia lui Dumnezeu. Să deosebească bine voia lui Dumnezeu. Și acum, terminând ideea, spun. Dacă Domnul ți-a dat o revelație, o descoperire, și nu știi ce înseamnă, roagă-te Domnul să-ți arate. Și dacă nu ți arate, spune o persoană în cauză, frate, am avut o lucrare, uite așa mi-a arătat Domnul, nu știu ce înseamnă. S-ar putea să fie taina lui și a lui Dumnezeu pe care prorocul nu trebuie să o cunoască. Am multe exemple de asta, dar mergem mai departe. După interpretare are redare. Știi ce mult contează cum redai? Pentru că redarea copii ceva din temperamentul omului. Dacă e un om moale și calm, un clujan, de exemplu, să mă ierte clujan, nu, uite ce mi-a arătat Domnul, știi? Dacă e un oltean, Iisus Hristos mi-a arătat Domnul, nu. Dar asta nu că Duhul Sfânt face așa. E redarea omului, temperamentul omului.
Un om foarte cult, foarte educat, va avea un vocabular radical. Domnul mi-a arătat nu știu ce. Un cioban de la voi va vorbi ca un cioban, exprimând aceeași descoperire. E foarte important. Revelația să fie de la Domnul, interpretarea să fie de la Domnul și redarea să fie în voia lui Dumnezeu. Deci a doua condiție care trebuie să o împlinim noi, că voi veți stărui după darurile Duhului Sfânt, să nu vă potriviți chipul viacului acestuia, ci să vă prefateți prin înnoirea minții mereu. Vă acordați frecvența voastră după al lui Dumnezeu. Mereu mintea se înnoiește ca să cunoașteți voia lui Dumnezeu. Amin? Mergem la versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință care a părțit Dumnezeu fiecăruia. Frații mei, am cunoscut predicatori de mare valoare, păstori de o mare valoare și cântărețe extraordinare, care s-au mândrit. În momentul când te mândrești, ești vrășmașul lui Dumnezeu, da? Spune Petru, 5-5 de acolo, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și de har celor smeriți. Nu e greu să te mândrești. După predica mea s-ar putea să vină un hat și spune, băi frate, apoi ce-ai predicat, n-am auzit niciodată. Și firea mea se mândrește, te place. Nu e greu să te mândrești pentru o cântare de voce bună. Dar trebuie să rămâne smerit. Eu odată veneam de la coasă, că eu mă ocup cu agricultura, veneam de la coasă, merg la o mormântare. Fac un duș, mă duc la mormântare, mă pun la predică și predic. Când am predicat, am venit în mijlocul curții, era fratele Virgil Iago, el căsătorit cu o faptă, cu o verișoară de-a mea, era și el la mormântare și spune, bă, Domnul, să te binecuvânteze, ai avut un cuvânt foarte bun. Și eu îi spun, băi, Virgil, n-am fost pregătit deloc, mă luat ca din oară, nepregătit. El se uită la mine, spune, măi, mândrulele, dacă erai pregătit, ce făceai? Și că am mai fost într-o adunare și a cântat un băiat la acordeon și când a venit în bancă, a spus, Domnul, să te binecuvânteze, ai cântat foarte frumos. Și băiatul spune, acum s-a reușit. Dar dacă nu era eu reușit. Măi, oameni buni, te mândrit e ușor de mândrit. Nu vorbesc de cele 5 fațete ale mândriei. Că mândria are forme multe de manifestare. Dar în momentul când te mândrești, ești vrășmaș cu Dumnezeu, nu mai ai har nici în predică, nu mai ai nici har în cântare, devenim niște slujitori caragioși, cu jocuri de scenă, cu implicații firești, cu microfoane în mână, în adunare, ca doar să nu adoarmă popor. Dar eu vreau ca Domnul Bogu să vă dea har și ungeri de la Duhul Sfânt. Dați-mi! Când vorbește despre darul, că sunt 3 liste cu darul, Roman 12, Corinteni 12 și 14 și Efeseni 4 cu 11 în jos. În toate cele 3 liste cu daruri, acum vorbește și Pavel ne pregătește, iată calități. Nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă. Să ne ajute Domnul să rămânem smeriți. Amin? Dar spune ce să aibă simțiri cumpătate. Ce înseamnă simțiri cumpătate? Cumpătare înseamnă echilibrat, echilibru. Cumpătare înseamnă echilibru. Simțiri cumpătate înseamnă simțiri realiste. Pentru că există în trupul lui Hristos două complexe. Din 1 Corinteni, capitolul 12. Complexul de superioritate, mâna nu poate spune piciorul, n-am nevoie. Dar câteodată în adunare spune, n-am nevoie de tine la port, n-am nevoie de tine la adunare, n-am nevoie. Dar asta nu se poate spune. Mâna nu poate spune piciorul. Ăsta e un complex de superioritate. Și mai există complexul de inferioritate. Piciorul nu poate spune, pentru că nu sunt mână, nu sunt de trup. Deci întâlni oameni adunare, frate, nu mă pune, nu mă pune, mă rog, nu mă pune pe o cântare, ferească Dumnezeu să pun la un demn, eu nu pot. La altul că frate la mine nu predica, am spus, dragul, și-a spus la predică. A spus, nu mă pune, nu pot predica. Dar de câte ori ai încercat? Până am fost încercat, nu știu, unde știi că nu pot? Nu intrăm în asta. E altă predică, da? Atunci când vorbim de simțiri cumpătate, n-ai voie să fii nici în complexul ăla de superioritate ca mine, nu-i nimeni, n-ai voie
să fii nici în complexul de inferioritate. Eu am zis că am început eu să predic. M-am dus la Costina la o mormântare, fratele din om predica și spune așa, astăzi acasă vor predica trei frate. Primul frate, fratele Gheorghe Candeleanu, știți? Un păstor de la Baptiști, cel mai bun, de la Vâncea. Al doilea frate, fratele Dragoș Cuitor. Și al treilea frate, fratele Vileceleanu, știți? Da? Eu când am văzut între cine m-au pus să predic, am mai spus și altă dată. Ăștia erau doi uriași, doi ciganți, mari, mari, mari. Eu parcă trecem prin cheii de casă. Mi se zic, ăsta mare, țara mare, a predicat 5 minute, frate, nu trebuie să mă puneți, eu nu-ți predicator. Și după aia am spus, măi, dar eu nu fac concurs și predic cu nimeni. Eu nu concurez la predic. Zice, în România sunt predicatori extraordinari. Dumnezeu când a împărțit talanță, la unul i-a dat 10, la unul i-a dat 5 și la unul i-a dat un talant. Mie mi-a dat un talant. Dar eu slujesc cu ăla unul, că dacă nu slujesc, știi ce face? Îl ia și îl dă la 10. Și mie nu-mi convine treaba asta. Acum, ca și cântăreți, unii au 10 talanți, unii 5 și unii 1. Ăla cu 1 are astă, zănătușă, cântă fals, i-a dat Domnul un talant. Dar cântă Domnule cu el, cântă cu el, amin? Amin. Eu predic de un talent, dar eu nu fac un curs cu ăla cu 10. Și atunci mi-a spus, măi, eu cred că un sentiment de mândrie a venit peste mine când am vrut să fac un concurs cu ăștia și mi-am dat seama că n-am nicio șansă. Oameni buni, în adunarea Domnului nu e niciun concurs. În adunarea Domnului nu sunt clasament, nu sunt ierarhii. Cine cântă mai frumos? Că sunt o grămadă de cântăreți. Cine predică mai frumos? Că sunt o grămadă de predicatori. Nu, asta nu e în adunarea Domnului. Unul predică de 10 talanți, i-o dat Domnul, unul predică de 1. Și ăla de 1 nu trebuie să emită pretenții pe ăla din 10. Dar pe Domnul, în România eu cunosc învățători. Eu altă îi spuneam la un frate, la fratele Costică Marcoviciu. Băi, eu nu pot predica lângă tine. De ce? Am un complex, așa că știu că ești în spatele meu, mă tem să nu spun ceva greșit. Nu, frate, stai liniștit, chiar e un om smerit. Dar și adunarea mai face o greșeală. Adunarea cheamă predicatori din 10 talanți și cântăreți din 10 talanți. Ăștia vin, cântă și pleacă. Iar marți seara sau joi seara rămâniți cu alboștri care au numai 5 sau numai 1. Și disprețuiți pe elocație, pe predicatori, ai văzut când au venit ăla ce-au predicat? Ai văzut când au venit ăla ce-au cântat și voce, ăștia cântăreți? Și voi aveți pretenții la voștri ca de la aceea. Dar într-un fel e bine cu invitații, într-un fel nu e bine cu invitații. Când aduci oameni de valoare, cântăreți de valoare, predicatori de valoare, crește spiritual biserica, dar după aceea cresc și pretențiile voastre. Că oamenii ăștia pleacă și rămâneți cu voștri și disprețuiți. Eu mă rog Domnul să-i prețuiți pe oamenii voștri. Și dacă are un talent, spune, Doamne, semn înaintea ta, mai dă-i încă 4 să ai măcar 5. Doamne, ajută de la asta. Amin. Frații mei, vorbind de condițiile care trebuie să le împlinească, Biblia spune așa, simțiri cumpătate, nici mai înalte, nici mai joase, potrivit cu măsura de credință. Ce înseamnă asta? Eu sunt învățător. N-am ce fac face. Potrivit cu măsura de credință. Măsura, odată înseamnă etalon, măsură în germană se spune Wasserwaage, nu? În românește se spune cumpără sau prolovo. Adică, măsura de credință e cuvântul. Noi când asta am văzut. Eu iau Biblia, când construiesc o casă, pun cumpăna, să fie dreaptă. În orice predică, prorocie, cântare și orice slujire, eu pun Scriptura să văd dacă e după Biblie. Dacă e după Biblie, e bun. Dacă nu e după Biblie, nu e bun, frate. Nici o prorocie nu poate contrazice Scriptura ori prin cine ar veni ea. Nici o învățătură prin predică sau cântare n-are voie să contrazică Scriptura. Măsura e asta. Măsura. Noi prin Biblia asta am primit credința și mântuirea. Tot ce e în cadrul Bibliei bun, ce nu, nu-i bun. Amin? Amin. Măsură mai înseamnă unitate, capacitate. Fiecare să prorocească după capacitatea de credință care o dat. Unii nu sunt atenți și încearcă să prorocească mai mult decât de credința. Unii cântăreți își cunosc posibilitățile vocale,
Și încep o cântare extraordinară de viața lui, cântă nu știu care. La jumătate de cântare, vine cu și deja. Măi, cântă cântările care nu poți cânta. Predică la ce te pricepi. Și prorocește după măsura ta de credință. Eram o dată în adunarea din Chicago. Era o seară de rugăciune. Și o tânără, la o rugăciune înflăcărată, vorbește în limbă. 5 minute, o vorbire în limbă. Dar unul prorocește. Ascultă poporul cuvântul Domnului. Iar vorbește mult, 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 mult. Așa vorbește Domnul. Iar vorbește mult, 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 mult. Sfințește-te poporule. Iar vorbește mult. Așa o prorocie lungă, până s-o termina, nu mai știa început. Foarte multă vorbire în lung și câteva cuvinte. Măi, eu mă rog, mă rog, mă rog. Doamne, ce e asta? Și mi-a arată Domnul o glorie din aia care trăie în grâu. Cu o masă mare de 6 metri, mergea într-un lan de grâu și făcea așa o gălăgie de mare, gălăgia venea de la lanțul cinematic, lanțul de care nu era un subit. De acolo ieșea grâu. Dar după ce rotier masa aceea, prindea un spic, îl trăirea și arunca două boale în spate, acolo la poș. Iar după ce rotă mult, mult, mai prindea, mai arunca două boale. Și mă duc la frate Luigi și îi spun, măi, frate Luigi, ce părăsa ta? Mai spune ei. Adică, ce se întâmplă? Fata asta avea dar de la Dumnezeu, avea o lucrare curată, scotea boabe bune, dar ea intrase într-o lucrare puternică, nu avea măsura de credință necesară și făcea multă gălăgie când putea să spui, ascultă poporul Sfântării, că asta e voia mea. Acum, mai este o practică. O să vedeți dumneavoastră că un frate când prorocește, vorbește în altă limbă, vorbește în altă limbă, după care prorocește. La un moment dat, iar vorbește în altă limbă, poate spune aceleași cuvinte și prorocește altceva. Se repetă spunând aceleași cuvinte și prorocește altcineva. O veni, frate Dragoș, cum e cu asta? El repetă aceleași cuvinte, dar prorocește altceva. Fraților, aici nu se manifestă darul vorbirii în limbi și a tâlmăcirii. Este darul vorbirii în limbi și tâlmăcire, când trebuie să fie o vorbire curentă, o vorbire fluentă și o tâlmăcire pe măsură. Aici este o vorbire în altă limbă a prorocului. Iată cum se pune problema. Aici undeva sus e Duhul Sfânt. Aici undeva e omul cu Duhul lui. Ca să poată proroci, Duhul omului crește în credință, se cuplează cu Duhul Sfânt și prorocește. În momentul prorocirii, măsura lui de credință poate să scadă. Când el vede că îi scadă măsura, vorbește în altă limbă, că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Se zidește, se cuplează iar cu Duhul Sfânt și iară prorocește. Aia nu-i vorbire în limbi și tâlmăcire. Aia e o vorbire privată în limbi, ca să crească credința, să poată proroci. Am să spun și lucrurile acestea, să nu rămână cum au încurcătură. Fraților, am spus că predicăm în două faze. Dacă i-am obosit, n-am de fi trezit, da? Mă opresc aici despre condițiile care trebuie să le împlânească un om, că fratele Domnul spunea, noi vrea să intrăm, frate, în rugăciune, vrea să intrăm în stăruință, Domnul să dea dar în biserică și eu spun amin. Nu încerca să-L înlocuiți pe Duhul Sfânt cu ceva. Nici cu invitație, nici cu predicator, nici cu cântăresc, nici cu orchestră, nici cu fanfare. Duhul Sfânt e Duh Sfânt. Are Domnul Lui, are puterea Lui, are venirea Lui. Și așa vă spun, dincolo de slujbele noastre omenești, e puterea Duhului Sfânt, care liberează, mântuiește, vindecă, ridică, rezolvă. Așa să fie voi plin de Duhul Sfânt. Un om care vrea să primească darurile, să-și pună trupul, să-l păstreze curat, pentru Domnul, la dispoziția Domnului. Să-și înnoiască mereu mintea, să cunoască voia lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, să aibă simțiri cumpătate. Doamne ajută-te! Amin! Amin.